pay bills, make a living, and meet our needs. Money not only helps us accomplish our dreams, it's also an instrument of destruction, and some associate it with greed, lies, and criminality. Money is both the champion of the good and bad, and to many, it still remains a mystery. It's a fact that regular currencies today are not backed up by anything but our own beliefs. And central banks globally are holding our future in their hands with a tight grip. Money means power, and this information can truly empower you if you are willing to be open-minded and learn the truth about money. The financial crisis 2008 almost brought down the world's financial system. Central bankers and other regulators bear responsibility for mishandling the crisis. Many people and companies were bankrupt overnight. But at the same time, great opportunities were born. There is always two sides of a coin. And after centuries of economical challenges, we are about to discover that there are better ways. Out of the crisis 2008 grew one of the greatest financial opportunities ever, and it challenged the whole monetary system in a heartbeat. It was created and born out of years of frustration and distrust to the banking and monetary system. Cryptocurrency was a fact. Bitcoin's blockchain was written 2008, and despite criticism by financial regulators, institutions, governments, and media, it had a tremendous increase in value. Only between 2009 and 2013, the value of a single coin went from 0.1 US dollar to over 1100 US dollars. People who had invested in Bitcoin became multimillionaires over a very short period of time. And it's probably one of the most discussed economical successes ever in financial history. One of them was a young Norwegian man who invested 26 US dollars, only to forget all about it. A couple of years later, his modest investment of 26 US dollars had turned into over 850,000 US dollars. It was an expensive lesson for anyone who was introduced to Bitcoin at an early stage, but who turned it down. What if new technology allows everyone in the world to be their own bank, free from taxes and banking fees? Cryptocurrency is built on math, technological computer software with a shared code that connects a global network through the internet. But how do we know it can be trusted? Traditionally, we are programmed to rely on trusted third parties like banks, credit card companies, and remittance services as they keep track of the money being transferred from one to another. And we are being charged tremendously for it. We are in the habit of paying big money for something that could be free of charge. Most trust banks so dearly that they think they are solid, honest, and reliable. But what if there are ways that can cut out these middlemen, charging us huge amounts that are cheaper, safer, and faster? While many people associate it with anonymous black market trading, it is actually far from transparent than you may realize. Just think about it. Today you can easily copy and download music and movies online. And cryptocurrency is digital, just like music and movies on internet. So listen closely, as this is key to understanding cryptocurrency. Can you trust that your digital money will not be downloaded as easily as your favorite songs? How can a digital currency retain its value and not be copied online? The interesting thing is that cryptocurrency is not a file on the computer. It is, rather, an entry in the public distributed database called the blockchain. Let's compare it to today's banks. They keep ledgers of each transaction with a plus and a minus in databases. With cryptocurrency, bank accounts are replaced by an e-wallet where you alone can control it. The ledger of a cryptocurrency is the blockchain.
The blockchain, or the ledger of a cryptocurrency, keeps a record of every coin and every transaction ever made. And it always balances, since the amount of coins is non-changeable and no coin will ever leave the system. When one coin is sent somewhere, what is really being sent is the control of the database with a code that is a unique key for that specific transaction. As transactions are made, the ledger, the blockchain, is constantly synchronized across the globe. Each user in the entire network has an identical copy, and since the blockchain is public, it cannot be controlled by any person. There is no single point of failure. To hack the blockchain, hackers would have to target thousands of computers across multiple geographic locations, all at the same time. It may not be impossible, but it is made much more difficult and is a lot more secure than the present banking system. The whole system has the potential to replace banks and bankers worldwide. Many people are happy with the system we have today simply because they don't understand it, or simply because they cannot grasp the amount of money we pay our current financial system in fees on a yearly basis. Cryptocurrency is the total opposite of the banking system today, as it is completely transparent, and no one can change either the amount of coins or the mathematical rules dictating the creation after the mining has started. Cryptocurrency is therefore, through the limited amount of coins, impossible to inflate. Cryptocurrency truly holds the potential to make our world more fair. Today, billions of people are living without a bank account, while many more have a smartphone. That can give you access to a global personal banking system through the technology of cryptocurrency, banking for everyone. Cryptocurrency is to banking what the internet was to telephony. The most exciting thing about it is not anything that we have seen yet, but what it will become in the future. Bitcoin had a tremendous breakthrough and put cryptocurrency on the map. But the pioneers soon showed there was plenty of room for improvement for future success. New cryptocurrencies were developed and the awareness of the new economic system grew rapidly, opening doors for a much safer, more powerful, and user-friendly cryptocurrency. OneCoin, the cryptocurrency 2.0. The founder, Dr. Ruja Ignatova, born in Bulgaria and raised in Germany, have a solid background in finance. She completed both her master's degree in economics and PhD in law simultaneously in Konstanz and Oxford in only 4 years. Despite her young age, she has already been working as the youngest associate partner at McKinsey. While at McKinsey, she worked for Sberbank, Allianz, UniCredit, Raiffeisen, and other financial institutions. She has also been doing projects with Deutsche Bank Frankfurt, setting up Russian investment banking operations. She was the CEO and CFO for one of the biggest asset management funds, managing 250 million euro in assets. As soon as cryptocurrency became a success globally, Dr. Ruja saw the potential in improving the new technology and soon became an expert in the new financial era, cryptocurrency. This led her to do consulting work for several cryptocurrency companies, as she has since then written books about cryptocurrency that have been translated into various languages. Year 2012, she won the title Female Entrepreneur of the Year in Bulgaria, and 2014, she won it again for her innovation of OneCoin. With a powerful background and an urgent drive to improve the existing security challenges for cryptocurrency, Dr. Ruja has refined the technique further, and she has developed a new system that would almost eliminate the risk of theft. Creating a traceable coin was proven to be a good move and has been welcomed and seen as a great opportunity in countries across the globe. She also knew the importance and power of an active network and what an effect it would have in the future, and with great passion for education, she quickly started to educate people financially, giving them tools to acknowledge the opportunity that was about to take off. And last but not least,
she made sure to open the door for everyone, uplifting people all over the globe to be able to profit from the same opportunity as any highly knowledgeable or well-educated person with special knowledge in the field. OneCoin started the mining process the 20th of January 2015 at a live event in Hong Kong and has, since the launch, seen a Bună seara, doamnelor și domnilor! Haideți să facem o probă de sonor, o probă de imagine, să vedem dacă totul este ok, dacă se aude bine, dacă se vede bine. Ia să-mi scrieți, vă rog, pe chat dacă este totul ok. De asemenea, am rugămintea la dumneavoastră să treceți pe chat numele persoanei care v-a făcut invitația. Ia să vedem. Văd că la doamna Elena din București se aude, se vede. Rugămintea la dumneavoastră să treceți pe chat numele persoanei care v-a făcut invitația și la domnul Florin, și la doamna Elena, și la domnul Francescu, ok? Ca să vedem, și la Cristian din Cluj, ok? Haideți, vă rugăm să treceți pe chat, deoarece să nu se creeze confuzie în sală, ok? Bună seara, numele meu este Gabriel Ilie. Și în următoarele 20-25 de minute am să vă ofer câteva informații despre un concept nou, diferit, un concept care a pornit de la o idee genială, care are o viteză fantastică de implementare, deoarece trăim într-o perioadă în care informația circulă cu o viteză fantastică, iar tehnologia avansează pe zi ce trece și atunci noastră internetul se dezvoltă continuu. Este un concept care a ajutat pe cei receptivi să facă foarte mulți bani și de ce nu același concept vă poate ajuta și pe dumneavoastră să faceți mulți bani. Și în această seară am să vă vorbesc despre plățile digitale, ce sunt plățile digitale, cine a început acest proiect și care sunt avantajele plăților digitale. Și haideți să vedem în primul rând ce este moneda digitală. Vreau să vă spun că moneda digitală este o nouă modalitate de plată și ea s-a născut pentru că piața mondială dorește să facă plăți pe internet fără comisioane bancare. S-a născut pentru că oamenilor nu le plac băncile. Și aici vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă vă plac băncile. Ia să vedem. Cui nu-i plac băncile sau cui nu-i plac băncile? Mie îmi plac băncile sau mie nu îmi plac băncile? Chiar am rugămintea să trece special, văd că domnul Adi Iordan scrie că mie nu îmi plac băncile. Ia să vedem alte persoane, poate sunt persoane cărora le plac băncile și atunci trebuie să vorbim mai frumos despre bănci. Trebuie să le perim un pic, ia să vedem. Doar domnului Adi nu-i plac băncile, la restul persoanelor cred că le plac băncile, ia? Da, dacă avea una, cu siguranță n-ai mai avea credit. Ok, ia să vedem. Cine? Mai este cineva care nu-i place banca? Ok, să înțeleg că domnul Florian nu, în niciun caz, nici mie, dar din păcate încă e nevoie de ele. Da, aici aveți dreptate, încă este nevoie de ele. Normal că nu ne scrie doamna Victorița. Domnul Florin, am rugămintea la dumneavoastră să treceți dumneavoastră pe chat numele persoanei care v-a făcut invitația. Văd că doamna Elena este subiectivă pentru că a lucrat acolo. E, asta este, mai sunt și persoane care au lucrat în bani și înțelegem toate părerile noi, da? Ok, haideți să trecem mai departe și să vedem ce s-a întâmplat în perioada care a trecut și ce se va întâmpla în perioada următoare. Practic, în 2009, Satoshi Nakamoto a început o nouă eră în lumea financiară, punând pe internet prima monedă digitală numită Bitcoin. Practic, Satoshi Nakamoto, că a lansat pe piață conceptul plăților digitale, a fost nominalizat în acest an la Premiul Nobel pentru Economie. Deci, în 2016, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Economie. În acest grafic urmărim evoluția valorii unei monede digitale, monede de care vă spuneam că a fost lansată în 2009, la doar 10 cenți. Timp de aproape 5 ani a stat foarte jos, cum spunea un prieten, dar nu a stat pe burtă, da? Iar valoarea unei monede nu a crescut prea mult datorită faptului că era o idee nouă.
era un concept pe care oamenii nu înțelegeau și nu au văzut potențialul pe care îl are această monedă și nu au văzut avantajele plăților digitale. Dar în 2013 oamenii au început să își deschidă un pic mintea, au văzut avantajele și atunci practic moneda s-a listat pe bursa publică și tot atunci a și explodat. Și dacă dumneavoastră vedeți prețul foarte mare, 1190, vreau să vă spun că acest lucru se datorează faptului că a fost listată pe bursă și că a manifestat interes pentru foarte multe persoane. Practic a fost pentru prima dată în istorie când o monedă a ajuns să valoreze peste 1000 de dolari. Și chiar vă invit să vă gândiți unde au ajuns cei care au crescut în această modalitate de plată, această nouă modalitate de plată, care au investit câteva zeci sau câteva sute de euro, practic astăzi sunt milionari. De ce? Pentru că moneda de la câțiva cenți a crescut la foarte mulți cenți. Și acum am să vă arăt și cine folosește plata digitală. Sunt companii de referință la nivel mondial, Microsoft de la Amazon, Wikipedia, Raymax și așa mai departe. Aici nu am spicuit decât câteva dintre aceste companii. Iar în această imagine mă vedeți pe mine, care sunt cu degetul pe Bitcoin România. De ce? Pentru că foarte mulți prieteni de-aia mi-au fost sceptici și mi-au spus, bă, plățile astea cu monedă virtuală, cu monedă digitală nu există. Și acum am o surpriză pentru prietenii mei și le-am arătat că în localitatea la noi sunt foarte multe bancomate. Le-am arătat poza pe telefon și zic, uite mă, m-ai făcut un pic, așa, între ghilimele, altfel și acum, de fapt, altfel ești tu, pentru că, uite, există, da? Deci plățile digitale există. Ce se poate face? Ce plată se poate face cu aceste monede digitale? Vedeți în imaginea din dreapta, se plătesc tot felul de facturi, se încarcă cartele telefonice, se plătesc comenzi de Avon, de Oriflame și așa mai departe. Deci plățile digitale, doamnelor și domnilor, există și funcționează foarte bine, mai ales pentru cei care în urmă cu câțiva ani au cumpărat monedă digitală Bitcoin și au cumpărat-o la preț foarte mic. Și haideți să vedem ce spun personalitățile în domeniul financiar. Imaginea avem pe John Crane, directorul de la Deutsche Bank, una dintre cele mai mari bănci din Germania. El ne spune că în următorii 10 ani banii nu vor mai exista, banii cash, pentru că nu este nevoie de ei, sunt foarte ineficienți și foarte scumpi. De asemenea, liderii marilor bănci europene la Forumul Economic Mondial ne spun că banii cash vor deveni istorie într-un deceniu din cauza noilor instrumente financiare apărute în piață. Și haideți să vedem și cine susține conceptul plăților digitale și în imagine avem susținătorii conceptului plăților digitale. L-avem de Bill Gates, fundatorul Microsoft, frații Winklevoss, investitor la Facebook, sau Steve Jobs, investitor și fundator la Apple. Companii care au revoluționat domeniile în care activează. Cine a auzit de Facebook, Microsoft și Apple? Ia să vedem. Ați auzit de aceste companii? Ok? Haideți să vedem cine a auzit de Facebook, de Microsoft, de Apple. Este ok, văd că mulți dintre dumneavoastră cine nu a auzit, da, corect? E bine, doamnelor și domnilor, cu siguranță, dacă ar fi să dăm timpul înapoi cu 6, 7, 10 ani de zile și cineva v-ar spune, uite, acum se lansează Microsoft sau Facebook sau Apple, iar peste 8-10 ani aceste companii vor valora miliarde de dolari. Investește și tu câteva sute de dolari să ai acțiuni la aceste companii. Poate în viitor vei scoate milioane din câteva sute. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ar investi acum dacă ar fi să dea timpul în urmă cu 7-10 ani. Dar din păcate acest lucru nu se mai poate și asta este, nu putem să dăm timpul înapoi. Da? Ok. Și haideți să vorbim acum puțin despre plățile digitale. V-am prezentat pe scurt ce sunt monedele digitale, care sunt avantajele plăților digitale.
Și acum haideți să discutăm despre plățile digitale OneCoin, monedă care într-un an și câteva luni a ajuns a doua monedă digitală la nivel internațional, doamnelor și domnilor, și acest merit deosebit îl are doamna din imagine, doamna dr. Ruja Ignatova, care a fondat sistemul de plăți pe monedă digitală OneCoin. Este o persoană care are un background impresionant și am să vă detaliez câte ceva din background-ul dânsei. Este o persoană care are masterul la Universitatea din Oxford, o persoană care are masterul în drept la Universitatea din Oxford, o persoană care are masterul în economie la Universitatea din Constanța. Este cel mai tânăr partener asociat la una dintre cele mai mari companii de investiții, audit și avocatură din Statele Unite, compania McKinsey. A ocupat funcții foarte înalte la Sberbank, Unicredit Italian și Raiffeisen și de asemenea este și femeia anului de afaceri 2012-2014 în Bulgaria. Este practic o somitate în domeniul financiar. Este, doamnelor și domnilor, o persoană care a fondat compania OneCoin. OneCoin este fondată de către dr. Ruja Ignatova și înregistrat în Gibraltar, Marea Britanie, pe motive de fiscalitate. Are 4 sedii mari, Sofia, Helsinki, Hong Kong și Dubai, iar serverele sunt în 3 locații pe glob, 2 în Europa și 1 în Asia. Și vreau să vă mai spun în continuare că noi, doar un an de chime, de când suntem pe piață, am bătut toate recordurile. Practic, am înregistrat rezultate excepționale. Este prima companie care s-a extins în toate cele 196 de țări la nivel mondial. În primul an de existență, este prima companie care are peste 815.000 de parteneri investitori. În toată lumea este cea mai rapidă companie care a atins o valoare de capitalizare de 3 miliarde de dolari. Practic, la ora actuală, suntem cotată ca fiind cea de-a doua monedă digitală după Bitcoin. Și ce vreau să mai scot în evidență este faptul că suntem singura valută digitală auditată lunar de experți din Germania, experți care verifică toate tranzacțiile și blockchain-ul companiei. Blockchain-ul este baza de date a companiei. Produsul companiei OneCoin este foarte important, este moneda digitală OneCoin. Compania va pune în circulație 2,1 miliarde de monede în aproximativ 4 ani, deja primul an a trecut. Nu este un număr nici foarte mare, nici foarte mic, este un număr limitat de monedă. Vreau să vă spun că Bitcoin are în piață undeva la 13 milioane de monede, iar noi avem undeva la, sau se vor pune în 4 ani de zile, undeva la 2,1 miliarde de monede. Da? De la 13 milioane la 2,1 miliarde de monede este cale mare. Și cu toate astea, Bitcoin a văzut ATM-uri sau bancomate cu care se pot face tot felul de plăți peste tot în lume, inclusiv în România. Da? Imaginați-vă ce va fi în momentul în care OneCoin va pune toate monedele în piață și în bancomatele pe care astăzi le vedeți pe Bitcoin se va trece moneda digitală OneCoin. Iar cei care au cumpărat astăzi monede la un preț foarte mic vor cumpăra de zeci de ori mai multe produse peste 2-3 ani de zile. Da? În momentul în care noi vom lista pe bursa publică. Și haideți să vedem acum și care sunt câștigurile oferite de către compania OneCoin. Da? Deci compania pune pe piață o monedă digitală. Da? De ce caută lumea moneda digitală? Păi, în primul rând, oamenii aleg varianta de monedă digitală, deoarece moneda digitală are o creștere de câteva ori într-un an, de cel puțin câteva ori într-un an, practic la câteva luni se dublează investiția respectivă. Fără să mai faci altceva, pur și simplu investești în această monedă, după care avem niște bonusuri foarte interesante și importante pentru cei care promovează plățile digitale. Da? Dacă mă întâlnesc cu un prieten și îmi spun, băi, fii atent,
Eu m-am dus și mi-am plătit factura de gaze cu moneda digitală, OneCoin, dar asta se va întâmpla din 2018, și nu mi-a luat niciun comision și am făcut plata și instant. Sau i-am trimis rudei mele în străinătate, i-am trimis 1000 de euro cu 0 cenți comision. Achiziționează și tu moneda asta digitală, să vezi ce bine o să-ți primi în viitor. Cu siguranță mulți o să fie interesați să facă tranzacții prin această nouă modalitate de plată. După care a treia variantă de câștig sunt reducerile la cumpărături. Toate aceste lucruri se pot întâmpla dacă dumneavoastră deveniți partener OneCoin. Deci dacă vă doriți să faceți transferuri instant, fără comisioane, în orice parte a lumii, să faceți parte dintr-o comunitate selectă, ca să spunem așa, care folosește moneda digitală și să aveți pe deasupra și siguranța contului dumneavoastră, pentru că este singura monedă care nu poate fi furată, o monedă furată nu mai găsești. Această monedă este o monedă cu circuit închis, pleacă de la mine, la dumneavoastră, de la dumneavoastră, la comercianți, toți suntem în acest sistem. Și atunci moneda are o cheie în care se contorizează toate adresele pe unde trece moneda respectivă. Iar dacă cineva îmi sparge contul foarte bine în secunda de compania l-a găsit, ia toate monedele de acolo, îi trimite mie în cont, iar pe el și dă pe mâna cum trebuie. Da? Haideți să vedem acum cum achiziționăm moneda. În primul rând, este necesar să ne cumpărăm monedă. Putem cumpăra monedă la prețul de astăzi. Avem pachete cu valori între 110 euro și 110.000 de euro. Pachetul de 110.000 de euro nu este trecut aici. Sunt pachete pentru toate buzunarele și pentru cei care au potențial financiar mai mic și pentru cei care au potențial financiar mai mare. Toate aceste lucruri vă scot în evidență o creștere a investiției la 4 luni. De unde vine creșterea investiției? Din faptul că pe fiecare zi intră mii de persoane în afacerea OneCoin, din faptul că avem peste 1.800.000 de parteneri în doar un an și câteva luni, oameni care cer monedă digitală și este firesc că atunci când cererea este mare, iar oferta este limitată, prețul monedei să crească. Vreau să vă spun că de la început compania a anunțat că pune pe piață un număr limitat de monede, 1,4 milioane de monede, iar cererea a ajuns la ora actuală să fie de 10 milioane de monede pe zi. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care cererea este limitată, iar oferta cererea este mare, iar oferta este limitată, pur și simplu prețul explodează. Și haideți să vedem acum și un grafic, da? Și ca să înțelegem mai bine afacerea OneCoin, în care intră mii de oameni pe fiecare zi, urmărim puțin evoluția monedei într-un an de la lansare. Vom observa că a fost lansată în 20.01.2015 la prețul de 0,5 euro. Iar după un an, deja sărise de 5 euro. Deci a crescut de peste 10 ori, iar cei care au cumpărat atunci, astăzi sunt de 10 ori mai bogați. La fel se va întâmpla și în următorii 2 ani, pentru cei care investesc acum. De ce? Pentru că atunci ne vom lista pe bursa publică. Atunci vor fi oameni care vor dori să facă tranzacții, vor cumpăra monedă de la mine, de la dumneavoastră, de la cei care sunteți deja parteneri. Deci valoarea este într-o continuă creștere, doamnelor și domnilor. Și al doilea tip de câștig sunt bonusuri pentru cei care promovează moneda digitală OneCoin, bonusuri pe care compania le oferă dacă dumneavoastră promovați plățile digitale cu monedă OneCoin. Sunt bonusuri deloc de neglijat, sunt bonusuri cumulative, bonusuri de recomandare, dacă dumneavoastră recomandați unui prieten să-și achiziționeze un pachet de monedă digitală, îi scoateți în evidență avantajele plăților. Acesta își cumpără moneda digitală, iar compania vă recompensează cu 10% din valoarea investiției pe care acea persoană o face. Avem și un bonus de start rapid pentru cei care se mișcă repede, dau informația la câțiva prieteni și în 30 de zile realizează un rulaj de
5.500 de euro. Este și un bonus de echipă, desigur plătit din echipa cea mai slabă pe care o formați, de încă 10% care se cumulează cu primul bonus și un bonus cumulativ pe generații. Dacă dumneavoastră dați informația la prietenii dumneavoastră, aceia vor fi prima dumneavoastră generație, ei vor începe să dea informația mai departe, vor începe să aibă câștiguri și atunci dumneavoastră veți primi între 10% și 25% din câștigurile lor. Toate aceste bonusuri vă intră în contul dumneavoastră cash, săptămânal, nu ca la unele joburi la 2 săptămâni sau lunar, iar de 40% din câștiguri dumneavoastră vă veți cumpăra monedă digitală, monedă digitală pe care o vom folosi ca reducere la cumpărături în 2018, când se va lansa cea mai mare platformă de cumpărători online cu peste 250.000 de parteneri comerciali internaționali în primă fază. Vom fi nu numai parteneri comerciali online, ci și magazine fizice, da? Hipermarketuri și așa mai departe. Compania ne pune la dispoziție și un card master. Este ceva de genul acesta. Îl vedeți la mine aici în imagine. Da? Cardul OneCoin. Deja aproape 1000 de persoane din România îl folosesc pentru tot felul de plăți, la tot felul de comercianți, la ATM-urile care acceptă Mastercard. Și vreau să vă spun că Mastercard nu este orice companie și nu face contracte cu orice companie. A studiat bine înainte compania OneCoin și apoi a încheiat acest parteneriat, doamnelor și domnilor. Și în această imagine vedem peste 1000 de persoane, da? Peste 1000 de persoane care au participat în 26 martie la Hotel Caro din București, o sală full, persoane care au fost interesate de o nouă modalitate de plată, plata digitală, doamnelor și domnilor. Ok, haideți să trecem un pic mai departe și să vedem ce ne spune următorul slide. Următorul slide ne invită să ținem minte că sistemul monetar actual, după cum știm, trece printr-o criză extraordinară și de asemenea ne invită să ținem minte că în scurt timp, că vrem, că nu vrem, vom folosi moneda digitală la cumpărături sau la transferul instant fără comisioane. Întrebarea este simplă. Cu câte monede digitale OneCoin vom aprinde noua schimbare economică pe monedă digitală OneCoin în buzunar? Când această schimbare va începe? Din 2018, cum se preconizează. Da? Ca să vedem. Doamnelor și domnilor, v-am prezentat o idee genială, o afacere uriașă sau o șansă imensă pentru dumneavoastră. Puteți participa împreună cu prietenii noastre la dezvoltarea acestei afaceri, acestui proiect, sau chiar puteți deveni liderul unei echipe de investitori. Toată alegerea vă aparține dacă alegeți să faceți o investiție, o investiție făcută cu cap. În imagine chiar urmăriți câteva rezultate pentru cei care au investit în urmă cu un an, la 20.01.2015, câteva sute până la câteva mii de euro și astăzi au de 10 ori mai mult în cont. De ce? Pentru că au riscat, ca să zic așa, și astăzi au câștigat. Da? Deci întotdeauna răspund tuturor prietenilor mei, băi, investește cât îți permiți să pierzi, să riști, da? Pentru că este un risc, întotdeauna este un risc. Eu am riscat 5.000 de euro, din 5.000 de euro am făcut, ca să vedem și să vedeți și dumneavoastră, am făcut peste 50.000 de euro în doar un an de zile. Și nu numai. Îi mulțumesc afacerii OneCoin că există, îi mulțumesc prietenul meu care mi-a dat informația, doamna Leontina Drul, și îi mulțumesc tuturor celor din echipă, inclusiv dumneavoastră celor care sunteți în această sală, seară, invitați ca să aflați o informație. Și care sunteți parteneri și care sunteți pur și simplu invitați. Decizia aparține tuturor. De ce nu? Poate să fie o decizie favorabilă care poate să schimbe viitorul unei persoane. Dar acum, la final, aștept întrebările dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, am să vă răspund cu mare, mare plăcere. Ia să vedem cine are întrebări. Ah,
aștept întrebările dumneavoastră. Ok, dacă nu aveți dumneavoastră întrebări, o să vă adresez eu o întrebare și chiar am rugămintea să treceți pe chat, pe o scară de la 1 la 10, da? Pe o scară